L-am întrebat pe diacon după joc. De ce ați dat penalti, domnul diacon? Și când n-aș spune era dumneavoastră, v-ați finalizat prin plecarea, prin deplasarea rapidă a lui Ghinculea. Și îmi spuneți că, domnule, mi-am controlat. Se controlează, domnule, tu mi-a dat să controlez cu cine, cu asistentul, o fază care e în față de zis la 3 metri. Omul era croit, niciun fel de treabă. Mai grav pentru diaconul, care am crezut că are verticalitate, dar n-are, săraci, vai de mamă lor, ce trimit la FIFA, să trimit ce face un arbitru FIFA, doi arbitri FIFA, o trimit caseta la FIFA, domnule. Să vadă ce fac doi arbitri în campionatul României, domnule. Cum fură, domnule, că să-i fur calificat. Asta este hoție pe față, domnule, pentru fotbal este hoție.